Bine v-am găsit, dragi prieteni! Suntem din nou împreună. Chestiune care personal îmi dă o stare de mulțumire teribilă că vă văd din nou, că mă vedeți încă o dată. Da, astăzi avem o temă extrem de actuală. O temă extrem de delicată. O temă cât se poate în toată lumea se întâmplă acest lucru, și anume, apropo de un an, în ultimul an de zile ne întâlnim cu această pandemie, și atunci este obligatoriu să vorbim despre depresia la adolescenți. Ideea acestei emisiuni mi-a venit zilele trecute, eram în mașina 30, rar o folosesc, de obicei merg pe jos din Grigorescu până în oraș când am de făcut anumite cumpărături, de asta dată mă grăbeam, eram în criză de timp și am luat mașina 30. În mașina 30 am întâlnit un amic de-al meu, mult mai tânăr ca mine, mult mai tânăr, probabil în jur de vreo 50 de ani, cu soția, un bărbat deosebit, cu care ani de zile când ne întâlneam, stă tot în cartier la mine, în Grigorescu, cu care de ani de zile când mă întâlnesc, nu pot să mă despart de el până nu discutăm anumite chestiuni legate, ba de meseria lui, este un fotograf teribil, profesionist, un fotograf profesionist, câteva din cărțile mele, coperțile cărților mele conțin fotografii făcute de acest domn. Era cu soția lui și le-am făcut semn să stea în fața mea, erau două locuri. Soția mi-a făcut semn că nu, vine soțul ei. Și în momentul când s-a așezat în fața mea, a făcut câteva gesturi, doamna, care m-au pus oarecum pe gânduri. I-a aranjat haina, i-a aranjat masca pe față, i-a aranjat gulerul și pe urmă s-a dus să se sprijine în mașină de... Așa, eu am încercat să discut cu omul a spus, un moment, domnul Meghea, vreau să vă spun de la început, sunt destul de bolnav, să nu vă speriați, să nu vă mirați că mă vedeți așa. De mai mult de o jumătate de an, de aproape un an de zile, trăiesc într-o depresie îngrozitoare. Iau un pumn de medicamente, treabă care este mai mult sau mai puțin salutară, aceste medicamente, în concluzie, trăiesc într-o depresie înfiorătoare. Am rămas șocat, ușor șocat. N-am vrut să arăt, oricum îmi este amic, oricum nu... Ce câștigam că începeam să-i plâng situația în care se afla? Nu, pe departe de a face chestia asta. Ne-am despărțit, întâmplarea a făcut ca la urcarea din nou în 30 când veneam spre casă și ei s-au urcat și atunci am stat mai mult de vorbă. Omul vorbea foarte coerent, omul vorbea foarte inteligent, dar se vedea pe fața lui că era într-adevăr într-o depresie înfiorătoare. El nu este un adolescent, iar eu astăzi vorbesc despre depresia la adolescenți, la copii. Dragii mei, haideți să vedem ce este depresia la adolescenți. Ce este depresia la adolescenți? Este o stare internă și internalizată, o condiție care afectează structura personalității adolescentului. Repet, structura personalității adolescentului. Adolescentul
poate ajunge să se îndoiască de sine, de capacitățile sale, într-un cuvânt, să se îndoiască de tot, ajungând să creadă că este ceva tare în neregulă cu el. Rolul adultului, al meu, al dumneavoastră, al părinților, al bunicilor, din viața sa, are astfel o importanță crucială. Da, o importanță crucială. Pentru că, dragii mei, de multe ori, adolescenții caută soluții de la adulții care sunt în viața lor, părinți, bunici, caută atenție, caută înțelegere, intervenție. Alteori se simt învinși de ceea ce simt și nu mai au deloc putere, nu mai au puterea să ridice privirea asupra celor din jurul lor. În această situație, dragii mei, este cu atât mai important să jucăm un rol activ în viața adolescentului și să îl vedem și să-l ajutăm. Da, știu că aceste probleme, cu aceste probleme, unii dintre dumneavoastră se întâlnesc, din păcate, unii nu se întâlnesc, dar, repet, unii dintre dumneavoastră, din păcate, se întâlnesc cu aceste stări. Chiar dacă nouă, ca adulți, problemele cu care se confruntă adolescenții ne pot părea uneori puerile sau iraționale, dragii mei, pentru ei, adolescenții, chestiunile astea reprezintă totul. Absolut totul reprezintă pentru adolescenți. Este foarte important să fim deschiși dialogului, să fim deschiși dialogului cu ei, să-i facem să se simtă respectați și să încercăm să vedem situația prin ochii lor. Faptul că uneori ne lasă să fim părtași la durerea lor este un pas critic în procesul însănătoșirii lor. Iar reacția noastră ca adulți, de asemenea. Bun. Haideți să vedem care sunt simptomele depresiei la adolescenți. Tristețe prelungită și sentiment de neputință. Iratabilitate, furie, nervozitate, stare de plâns, închidere în sine, retragere din cercul apropiat de prieteni, pierderea interesului și a bucuriei față de activitățile altă dată atât de plăcute pentru ei. O mare sensibilitate la critică, performanță academică slabă sau, mă rog, dacă nu slabă, scăzută, lipsa poftei de mâncare, tulburări ale somnului, neliniște, agitație, sentimente de vină, de rușine, lipsă de motivație, lipsă de entuziasm, astenie, lipsa energiei, dificultăți de concentrare, dureri de cap, fără un fundament medical, discuții, gânduri despre suicid sau moarte. Da, acum, o să vă întrebați, ce strategii sunt recomandate în această perioadă de depresie la adolescenți, la copiii dumneavoastră, la copiii altora? Explică-i ce se întâmplă. Explică-i la nivelul lor, pe măsură ce adolescentul are întrebări. Fă-l să se simtă în siguranță. Arată-i că înțelegi temerile și că sunt
cât se poate de normale aceste temeri. Caută să-i distragi atenția cu activități destresante care îi sunt pe plac. Repet, care îi sunt pe plac. Ține-l departe de știri și de rețelele de socializare, mai ales acum, când din trei știri, patru vorbesc despre câți morți sunt, câți sunt în ATI, câți și așa mai departe. Deci ține-i departe de știri de rețelele de socializare. Creează-i o rutină de învățare, dar, te rog foarte mult, nu-i lua locul dascălului, învățătorului, în niciun caz. Caută activități pentru care nu ai fi avut timp altă dată pentru a le derula împreună cu copilul. Dom'le, dacă tot ești un model pentru copilul tău, atunci fii măcar un model bun. Asta e important. Fii măcar un model bun. Pentru că îngrijorarea părinților se transmite de cele mai multe ori și copiilor. Iar aceștia tind să reacționeze mimetic așa cum văd în jurul lor. Dacă își văd părinții calmi, dacă își văd părinții încrezători, acest lucru se va răsfrânge și asupra lor. Dragii mei, frica este naturală și firească și ne ajută să supraviețuim ca specie, nu numai pe adolescenți și copii, ci și pe noi adulții. Panica te paralizează și te împiedică să vezi situația într-un mod cât se poate de logic să o vezi, nu? Încearcă să ieși din bucla negativității. Fă un efort, încearcă să ieși. Și acum, asta v-am mai spus-o cu câteva emisiuni în urmă, o repet, informează-te din surse oficiale și sigure. Repet, oficiale și sigure sursele. Nu sta conectat în permanență la canalele de informații. Mai sunt și alte treburi de făcut pentru numele lui Dumnezeu. Nu sta conectat numai pe ele. Dacă ai sau dacă cei din jurul tău au atacuri repetate de panică, se recomandă firesc un consult de specialitate. Cât despre medicamente, astea nu se iau după ureche, se iau doar la recomandarea unui medic. Să zicem că nu poți lucra de acasă. O, Doamne, și câți nu sunt din ăștia? Dacă nu poți lucra de acasă, ascultă muzică. Ia o carte în mână, citește. Caută un film. Amintește-ți, draga mea și dragul meu, de toate proiectele de care nu ai avut timp până acum. E momentul acum să-ți amintești de toate aceste proiecte și să încerci să le antamezi, să încerci să intri în ele. Da. Dragii mei, nu pot să trec mai departe fără să nu vă spun câteva cifre extrem de actuale legate de realitatea copiilor noștri și nu numai copiilor noștri, copiilor din întreaga lume. Sunt cifre extrem de proaspete. Sunt din 11 martie 2021. După un an de la declararea pandemiei de COVID-19, cele mai recente date disponibile ale UNICEF-ului descriu o realitate cu totul și cu totul nouă. O realitate dezastruoasă,
și deteriorată pentru copiii din întreaga lume. La un an de la debutul pandemiei COVID-19, s-a înregistrat un regres cu privire la aproape toți indicatorii cheie referitori la viețile copiilor din întreaga lume, a declarat Henrietta Fore, director executiv al UNICEF. Iată ce spune dânsa. Numărul copiilor înfometați, izolați, abuzați, afectați de anxietate, care trăiesc în sărăcie, a crescut enorm. În același timp, spune doamna Henrietta Fore, a scăzut accesul lor la educație, socializare și servicii esențiale, inclusiv de sănătate, nutriție și protecție. Există indici certe care arată că în anii următori copiii din întreaga lume vor purta cicatricile pandemiei. Da, este foarte trist. Iată cum arată pandemia de COVID-19 la copii. În martie 2021, 13% din 71 de milioane de cazuri de COVID, asta reprezentând 107 țări, mai exact 62% din totalul infectărilor la nivel mondial, deci 13% au date în funcție de vârstă, erau copii și adolescenți cu vârstă sub 20 de ani. Repet, erau copii, 13% din cazurile astea de COVID, erau copii și adolescenți cu vârsta sub 20 de ani. Școlile sunt închise de aproape un an pentru peste 168 de milioane de elevi la nivel global. Deci, repet, școlile sunt închise pentru peste 168 de milioane de elevi la nivel global. Două treimi din țările unde școlile au fost închise total sau parțial, deci două treimi din aceste țări, se află în America Latină și în Caraibe. Cel puțin unul din șapte copii și tineri au fost afectați de măsurile de izolare la domiciliu. Repet cifra, cel puțin unul din șapte copii și tineri au fost afectați de măsurile de izolare la domiciliu. În cea mai mare parte a anului trecut, ceea ce duce la povestea care am pus-o astăzi pe tapet. Anxietate, depresie, izolare. Noiembrie 2020, deci acum nici o jumătate de an, peste două treimi, repet, peste două treimi din serviciile de sănătate mentală destinate copiilor și adolescenților au fost întrerupte. Da, au fost întrerupte peste două treimi servicii de sănătate mentală destinate copiilor. În noiembrie 2020, în 59 de țări pentru care există date disponibile, refugiații și solicitanții de azil nu pot accesa măsurile de protecție socială legate de COVID-19 din cauza închiderii frontierelor și a creșterii xenofobiei și excluziunii. Aproximativ 3 miliarde de oameni din întreaga lume nu au condițiile de bază pentru a se spăla pe mâini cu săpun și cu apă în casa lor.
În țările cel mai puțin dezvoltate, 3/4 din locuitori, peste 2/3 din școli și 1/4 din instituțiile de sănătate nu au servicii de igienă de bază necesare pentru a reduce transmiterea COVID-19. Atenție ce vă spun acum, în medie 700 de copii sub 5 ani mor în fiecare zi din cauza bolilor cauzate de lipsa apei și a serviciilor de salubrizare și igienă. 700 de copii sub 5 ani mor zilnic. Iată ce mai preciza Henrietta Fore. Copiii trebuie să fie în centru eforturilor de recuperare. Aceasta înseamnă prioritizarea școlilor în cadrul planurilor de redeschidere, asigurarea protecției sociale, inclusiv transferuri bănești pentru familiile lor, inclusiv transferuri bănești pentru familiile acestor copii. Și înseamnă a face servicii de importanță critică accesibile pentru cei mai vulnerabili copii. Da, abia atunci putem proteja această generație astfel încât să nu devină o generație pierdută. Bun, acum întrebarea firească a dumneavoastră este, Ioane dragă, am ascultat ce ai spus despre depresie, anxietate la adolescenți, la copii, despre situația în care se zbate tot globul pământesc. Multe din ele le știam, Ioane. Multe din aceste chestiuni pur și simplu doar le repetai. Poate. Probabil. Cum spune mereu un mare actor care îl iubesc eu enorm, făcând reclamă la Heineken. Probabil. Probabil că multe lucruri le știți. Dar, în încheierea emisiunii de astăzi, vreau să vă spun un lucru. Și eu am 3 nepoate, 3 fete, acolo, în state, Michigan, v-am mai spus. Una astăzi are 13 ani, una are 11 ani. Anul trecut, când începuse pandemia, una avea 10 ani și cealaltă avea, în mod firesc, 12 ani. De ce vă vorbesc de ele? Am stat anul trecut, nu pentru că am dorit eu să stau 5 luni, am fost obligat să stau 5 luni, plecând în 23 februarie acolo în state și din pricina pandemiei a trebuit să stau 5 luni lângă familia mea. Sigur, e un lucru extraordinar să nu stai numai o lună și să stai 5 luni cu familia. Așa e, dar nu în condițiile în care am stat eu, în condițiile din America și din lume, pandemie, COVID-19. Bun. Unde vreau să ajung? Vă spun acum. Fetele mele, de câte eu stau de vorbă cu ele pe Skype, le întreb, dragile mele, spuneți-mi, cum vă trece timpul în perioada asta de pandemie? Și până la urmă am aflat atât în anul trecut cât am stat acolo 5 luni și am aflat și anul ăsta. Iată cu ce se ocupă 2 adolescente, nu contează că e vorba de America, absolut deloc nu contează. Pot fi din Bulgaria, din România, mai ales din România, că aici sunt eu și voi fi tot timpul. Contează enorm, nu contează. Întâmplător sunt acolo, na, și iată cu ce s-au ocupat aceste 2 fete, în primul rând, datorită lor,
datorită lor ca și copii, adolescente, cum vreți să le spuneți, și în al doilea rând, sau tot în primul rând, datorită celor doi părinți al lor, fiul meu și nora mea. Încep să vă spun câteva lucruri care au făcut aceste două fete. Și nu numai ele. O serie de prietene și prieteni de-ai lor din cartier de acolo, din East Lansing. Anul ăsta au făcut două piese de teatru. Vreo sub 10 fete. Toate colegii de școală. Două piese de teatru online, filmate până la urmă, imaginile, să zicem așa, o metaforă, cu sute una lângă alta și ieșit o piesă de teatru, cu machiaj, cu îmbrăcăminte. Piesele au fost Albă ca zăpada și a doua s-a numit Rapunzel. Da, sigur, o cunoașteți, una din poveștile cele mai la modă din ultimii ani, Rapunzel. Aceste două piese de teatru mi le-au trimis și mie, nepoatele mele. Mi le-au trimis pe mail. Au avut regizor, unul din regizori a fost Maia, cea care are 13 ani și încă o fată. Au avut actrițe, colegele lor, director de producție. Piesele le-au luat foarte, foarte mult timp, repetiții, învățarea rolului, învățarea rolurilor, alăturarea imaginilor și până la urmă au ieșit două piese online. Bravo! Tot anul trecut, adică asta anul ăsta s-a întâmplat. Anul trecut, fetele mele, Maia și Ani, la vârsta aceea care o aveau anul trecut, la 10 ani și la 12 ani, au scos ziare online, ziare de cartier. Așa arată un ziar de cartier, am aici vreo 5 exemplare, așa arată un ziar de cartier, care are în el tot soiul de chestiuni. National Chocolate Chip Dale, un articol by Maia Meghea, aici spune ingredientele, cum se face ciocolata asta, așa arată pagina. Pe urmă, Celebrity Think Tanks by Maia, o pagină foarte interesantă, așa arată. Bun, printre Harry Potter, pentru că fetele mele sunt mari amatoare de Harry Potter, imagini, explicații și, nu în ultimul rând, într-un număr, Neighborhood Newspaper, era scris și un interviu, a apărut și un interviu luat de fetele mele, un interviu luat mie. Un interviu în care mă întrebau ce mai scrii, bunicule, care este primul lucru care abia aștept să-l vezi când ajungi în Cluj? Eu le-am răspuns, filarmonica, nu știam că se vor închide atunci, filarmonica, librăriile, marile librării, cărțile de pe rafturile acestor librării, etc., etc. Deci, ziare de cartier, dragii mei, ziare de cartier. Ce le-a trebuit pentru asta? O tabletă, un laptop, o tabletă, dacă le ai, da, sunt de acord cu dumneavoastră, dacă le ai la 12 ani și la 10 ani, o tabletă, un așa,
cineva să facă o filmare cu camera web, cu ce vrei, chiar și cu telefonul, mă rog. Totul este să dorești lucrul ăsta. Ce au mai făcut? Au făcut două concerte online cu profesoara lor de pian, o rusoaică, dr. Natalia Bezuglova. O rusoaică, am cunoscut-o și eu, extraordinară. Ce au făcut? Imagini. Au făcut două concerte online. Unul s-a numit Spărgătorul de Nuci. Da? Nutcracker, Spărgătorul de Nuci și un concert Chopin. Au participat vreo 10, 12, 15 băieți și fete pianiști care erau în școala lui, în clasa doamnei pianiste Natalia Bezuglova. Aceasta a făcut un film cu interpretările fiecăruia din copiii ăștia, interpretări la pian, le-a țesut, le-a cusut aceste, iară zic o metaforă, aceste interpretări, a ieșit un film care a fost pigmentat cu desene animate găsite pe aici, pe acolo, nu e o problemă, totul e să le cauți, să le găsești, și cu imagini, cu cei mai mari balerini din lume, din Spărgătorul de Nuci, evident. Am văzut și eu interpretările, extraordinare. Nu ca Ani, care este pianistă, mai, nu pianistă, cântă la pian, de vreo 5 ani. Nu pentru că mi-a plăcut foarte mult cum a interpretat Ani o parte din Spărgătorul de Nuci, că fiecare a interpretat ceea ce știa mai bine, Dansul Florilor și așa mai departe. A fost extraordinară. Maia îmi spune fiul meu zilele astea că a făcut un contract cu unul din orașele cele mai interesante din Michigan, Ann Arbor. V-am mai vorbit de Ann Arbor, un oraș care are 90% din locuințe, din clădiri, institute de medicină, cămine pentru mediciniști, spitale și așa mai departe. Aceste institute, unul din institutele astea din orașul Ann Arbor, a inițiat un grant, un contract pentru copii între 11 și 15 ani. Numai pentru copii între 11 și 15 ani. Fata mea, Maia, nepoata mea, Maia, a participat și ea la acest grant, la acest contract. Iar o ocupație care nu-ți cere decât să știi să răspunzi la niște întrebări puse prin acest contract. Întrebări legate de activitatea ta acasă în perioada pandemiei, așa mai departe. Sigur, la început, fata mea, nepoata mea, a avut oarecare rețineri, până nu i-a spus taică-su, adică fiul meu, sper că nu te-ar deranja vreo $300 în cont dacă știi să răspund la întrebările alea. Ceea ce a mai și motivat-o pe fata mea. Bun. Matematică. Alaltă ieri, fiul meu îmi spunea pe Skype, tată, scuză-mă, nu am timp să mai vorbesc cu tine pe Skype, trebuie să mă duc în curte să le pun o masă mare la trei fete, sigur, cu distanțarea efectivă, cu mască pe față, tot, să le pun o masă că vor să facă matematică afară, să răspundă la niște întrebări de matematică. Stau la o masă. Colegi, colege, discuții. Da. Fac sport. Tenis de două ori pe săptămână în aer liber. Ambele fete își iau bicicletele, se plimbă prin cartier, aleargă cu unul sau chiar cu amândoi părinții. Da. Deci, dragii mei, ce rost a avut toată povestirea asta? Nu, nu.
N-a avut rostul de a-mi ridica mie la plasă ce fete, ce nepoate inteligente am. Nici vorbă. Și voi, prietenii mei și prietenele mele, și voi aveți copii inteligenți, nepoți inteligenți, nepoate inteligente. Dar ceea ce v-am spus eu din activitatea celor două nepoatele mele este un pas, chiar poate că destul de mare, mic, mă rog, voi hotărâți. Un pas sau chiar mai mulți pași în a reuși să te strecori, să alungi depresia de lângă tine. Bun. Ce pot să vă spun? Timpul a trecut. Ar mai fi multe de spus, dar ca întotdeauna timpul este implacabil și mă oprește să... o iau prea mult pe arătură. Deci, dragii mei, aveți copii, aveți nepoți, aveți nepoate, mare atenție! Mare atenție la depresia aceasta care poate să apară și la adolescenți. De fapt, așa a apărut. Mare atenție, încercați să faceți tot ceea ce este posibil și ce v-am mai spus eu, pentru a învinge această problemă atât de spinoasă. Da, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă mulțumesc că m-ați ascultat. Aștept să vedem care este reacția dumneavoastră vis-a-vis de toată povestea aceasta. În rest, să aveți un sfârșit de săptămână, se apropie și asta, cât mai plăcut, să fiți sănătoși și această emisiune de astăzi, până la urmă, să dea Dumnezeu să fie inutilă, absolut inutilă pentru voi. Adică să nu existe în familia voastră, în familia lor, în familia lor, în familia lor, niciun motiv și niciun caz de depresie la adolescenți și la copii. La revedere, toate cele bune!